Mircea Toma, medieșanul care a ajuns la Leroica. Ai fost acum câțiva ani chiar și primul român care a pedalat acolo. Mi-ai promis la întoarcere după a doua participare că stăm de vorbă și iată că a sosit momentul. Da. Cum ai ajuns tu să participi la această cursă specială? E prima dată, dacă începem mai în trecut, am fost pasionat mai de mult de motociclete vechi și cumva, încet, încet, așa, pasiunea de la motociclete vechi se transfera la biciclete vechi. Mai simple, mai puțin de lucru și mai puțin costisitor. Și mai puțin costisitor, da. Exact. Și te poți bucura de natură și de ieșit un aer liber mai bine, cred eu. Cei care nu sunt familiarizați cu Leroica, descrie-le un pic competiția, cam ce fel de oameni se întâlnesc acolo, ce se întâlnesc. Primul rând, nu e o competiție. Ideea e doar să te duci împreună cu alți oameni care au, nu neapărat o pasiune, dar o plăcere similară de a merge cu pe bicicletă, de a fi în aer liber, să te simți liber, să te simți că zbori împreună pe traseele din Italia, care era lângă Siena, este undeva traseul ăsta. E o zonă mai specială, așa? Specială, da, în sensul că e și frumoasă, e și, în principal, competiția e pe drumuri de pământ. Deci, de aia a fost făcută competiția, ca să prezerveze drumurile acestea de pământ, ca să nu fie asfaltate. Că altfel peste tot sunt numai mașini și atunci nu mai este loc de biciclete sau de alte, de călărie sau alte mijloace de transport mai naturale. Da, de ce îi spune Leroica? Fiindcă e grea. Fiindcă e destul de greu. Imaginați-vă că la proba cea mai scurtă, să zicem, nu cea mai scurtă, de 75 de kilometri, la care anul ăsta am participat, să zicem că urci și cobor 20-30 de hule. Deci cam așa. Și deci drum drept nu prea este. Deci parte foarte mare și de 15%, deci nu e ușor. Plus că câteodată trebuie să urci în pantele alea pe pământ. Deci propriu-zis derapează roata din spate, deci nu mai poți să te duci în sus. Ai voie să cobori de pe bicicletă? Da, cum să nu. Da. Și mulți coboare. Problema dacă nu știi ce te așteaptă, rapoartele nu ți le alegi bine și atunci inevitabil ajungi să împinge în sus bicicleta. Bicicleta care este un model sau e obligatoriu să fie un model vechi? Da, anul ăsta a fost, mi se pare, mai vechi de 85, mi se pare. În fiecare an se schimbă? Păi da, că cred că vor să țină undeva să fie mai vechi de 30 de ani, ceva în genul ăsta. Și tu cam ce piese ți-ai ales? Refer la bijuteriile pe care le-ai în garaj. Anul ăsta am construit o bicicletă nouă față de data trecută, deci nouă în sensul că am construit-o cu din alte piese, alt cadru. Cadrul l-am cumpărat de pe eBay din Anglia, am căutat mult până am găsit unul care să-mi placă. Toată vopsea aproape dată jos, dar ca model și așa mi-a plăcut mult. Piesele în principal sunt franțuzești, din cauza că în perioada din anii 40-50 francezii făceau biciclete foarte utilitare, deci pentru drumul mai rele și pentru mult pante și așa mai departe și se potriveau pentru proba asta. Există și alte reguli stricte de care se pretează la Leroica, eu știu, fără, da, nu știu, da, ceva ce nu ai voie, în afară de faptul că bicicleta e foarte veche. În primul rând, n-ai voie să ai schimbătoare din această trăgaci, deci trebuie să fie schimbătoare pe bara oblică, cum era mai de mult. Nu poți să ai pantofi din acesta modern care se blochează în pedale, deci trebuie să ai rătrape, cum era mai de mult, așa cu curelușe. În rest, frâne, nu prea sunt alte limitări. Există o comisie care verifică fiecare participant? Este, dar e destul de scurt. Doar se uită la bicicletă și își dau seama rapid. Se uită principal la pedale și la schimbătoare. Când te duci, nu poți imediat să vede, deci nu e o problemă. Altfel, mai este încă o comisie specială făcută pentru biciclete care sunt într-o stare bună și vechi, cu multe piese originale.
Și atunci se face o colecție de biciclete mai deosebite. Mm. Pentru asta este o comisie care e mai serioasă. Da, și în fiecare an vin și poți să vezi biciclete din anii 20, exact, 30. Exact, 20 încoace, că înainte de 20 erau chiar prea primitive, dar da, poți să vezi, e expus acolo, e interesant. Cu diferite schimbătoare de viteze, diferite mecanisme să transmiți puterea la roată, multe feluri. Experimente de-a lungul timpului ce le-au făcut oamenii. Și prima dată cum ai ajuns? Te înscrii pe site? Sau te înscrii pe site, da. Acum 2 ani când am participat, a fost destul de ușor. Nu era nicio limitare, nimica. Am înscris cam după o lună, două, după ce s-au deschis listele. Da. Anul acesta, cred că s-a deschis la 1 martie sau așa ceva și după o zi jumătate, mi se pare, pentru străini s-a terminat. S-au terminat înscrierile. Așa populară este? Da, a devenit așa populară. Problema e că și-au limitat numărul de străini. Deci, majoritatea sunt italieni, pentru care au rezervat, mi se pare, 2500 sau 3000 de locuri și de 1500 de străini. Deci, în total, a fost 5500 de bicicliști acolo, cu toți, fiecare cu... Și acum 2 ani ai fost singurul român. Da. Și anul acesta am înțeles că ați fost un trio. Da, că mai erau de români care vreau să participe. Ei, de fapt, sunt antrenorul și mecanicul la un club sportiv din București, Mazicon, mi se pare se numesc. Și un club sportiv făcut pentru ciclism în principal. Mi se pare că au și alte discipline, dar în principal ciclism. Și ei pasionați de biciclete vechi. Și m-am văzut pe listă. Și anul trecut și celălalt an, că am încercat să merg și anul trecut, dar n-a fost. Și m-am văzut pe listă și m-am contactat prin Facebook, am ținut legătura și ne-am întâlnit acolo. Și ați făcut, ați mers la aceeași probă? Da, am decis să merg. Aș fi putut să merg la 135, chiar dacă anul ăsta nu m-am pregătit chiar așa fizic, dar am zis că merg cu ei împreună. Cine știe ce mai... nu e vorba de competiție, cum am zis. De feeling, până la urmă. Așa, exact. Doar distanța e diferită la cele trei competiții? Da, sunt patru distanțe. Este 38 de kilometri, cea mai scurtă. Acolo nu sunt nicio constrângere. Poți să folosești bicicletă vei. Asta e mai mult pentru oameni bătrâni sau copii sau... Cine nu e așa în formă, dar vrea să participe. Indiferent de vârstă? Indiferent de vârstă, da. Acum trebuie să ai 18 ani, totuși. Și după aceea este proba de 75 de kilometri, 135 și 205 kilometri. Și ideea e că de-a lungul traseului sunt puncte de control, trebuie să spună stabila, la sfârșit dovedești că într-adevăr ai fost pe traseu. Plus puncte, de obicei punctele astea de control sunt și puncte unde mănânci, unde te oprești, mâncarea e pregătită acolo, ceva care să te realimentezi. De obicei pâine cu ulei sau prăjituri cu zăbrele sau vin, dacă te poți dacă să continui, da. Mă rog, banane, deci chestii de astea care sunt de energie, deci mâncare care sunt de energie pentru să continui. Și startul e undeva dimineața? Cum se desfășoară cursa? Se pornește în grupe. Deci, în stilul randonneuring, care a fost creat de francezi, în principal, dar a fost adaptat pentru evenimentul ăsta. Deci, se pornește în grup. Deci, nu pornesc toți bicicliști odată, ar fi și un haos total, 5500 de bicicliști. Deci, pornesc în grup, de obicei pornesc cei care sunt la probleme lungi, deci cei la 200 de kilometri pornesc undeva la 6:30 dimineața. Dar dacă pornești așa de vreme, trebuie să ai lumină, deci trebuie să fie dotată bicicleta cu lumină. Cu far. Deci far în față și în spate, ca să nu fie accidente, nu de alta. Și după aceea pornesc cei de la 135 undeva, acum 2 ani am fost la 135 de kilometri, am pornit undeva la 7:30, tocmai se crăpa de ziua atunci. Și după aceea pe la 9 pornesc cei de la 75, poate și cei de la 38 și cam atât, da, cam așa. Și timpul, deci la acum 2 ani, cam cât ai făcut?
Nu vă dorește nimeni, nu? Nu trebuie, adică competiția, dacă este competiție cu tine însuți, nu este cu altcineva. Poate, dacă te duci cu prieteni și ai mai fost cu bicicleta, poate sunt competiții de astea amicale, clar că sunt, când oameni suntem, da? Nu, în principal, e competiție cu tine, că în final nu e chiar ușor să mergi 130 de km sus și jos, sunt 200, într-adevăr, e foarte greu. Au fost cazuri de abandon? Da. Și când ne oprim la crijma asta, gata, da, mulțumim, nu mai. Chiar și prietenii ăștia, noi care am făcut unul dintre ei, nu crezut, dar după prima urcare, sper că asta a fost cea mai grea și a fost doar prima urcare. Deci nu se aștepta. Deci, până la urmă, diferența de nivel este principalul dinamic acolo. Acolo, da, exact. Da. Urcările de dobor. Coborurile sunt extraordinare, deci numai curbe și poți să prinzi viteze foarte mult, trebuie un pic să ai grijă, că frânele astea mai vechi nu erau chiar așa bune, deci trebuie să ai grijă la curbe, dar altfel, da, cu urcările sunt grele. Și dacă e vreme nefavorabilă, deci dacă, eu știu, plouă cu o zi înainte sau dacă e noroi, pentru că ai zis că sunt drumuri de pământ. Da. Sau și ăla e farmecul? Da. Nu e chiar așa dezastru cum, de exemplu, la competiția din media și unde se face noroi așa de mare că nu mai poți să te duci. Fiind un pic mai uscată clima acolo, se face noroi, te murdărești tot, dar te poți duce în continuare. Deci drumurile de pământ sunt destul de tasate ca să nu fie chiar așa problemă. Dar da, parte din farming e și asta, de aia e eroic să treci peste toate. Din lume, foarte mulți, deci ce ai zis că în acest an, în doar câteva zile, s-a asistat participarea străină. Înseamnă că vin foarte mulți străini. Da, și ar fi venit și mai mulți dacă nu era limitarea asta. Cam din ce zonă? Așa exotici ai întâlnit? Exotici, japonezi. Ei sunt pasionați mari de biciclete vechi, mai ales franțuzești. Dar anul ăsta am văzut numai, adică pe listă am văzut numai 2 sau 3, mi se pare, deci nu mai mulți, dar am văzut, în schimb, aveau o echipă de filmare că anul viitor va fi o eroică făcută în Japonia, deci fac evenimentul lor acolo, deci o importă evenimentul, da, și era chiar, a mers, chiar către sfârșit a mers după un microbuz care erau mulți fotografi și filmau și mergeau împreună cu bicicliști în coborâri, urcări, făceau fotografii, deci până ca să popularizeze evenimentul în viitor. Înseamnă că zona odată pe an cam trăiește din eroica asta. Clar, da. Acum, acolo se mai fac și alte concursuri de biciclete, de exemplu, în primăvară este concurs profesionist pentru bicicliști, pentru pe stradă, dar merg și pe străzile astea de pământ. Cam același trasee, numai că la alte viteze. Și până la urmă, taxă de înscriere sau cazare sau așa, cam la cât se ridică? Taxa de înscriere, mi se pare, 30 de euro a fost. Mai, ca să fac un pic mai mulți bani, peste vreo, după ce au deschis prima dată listele, a mai fost încă o deschidere de 100 de locuri sau 200 de locuri cu un preț mai mare și atunci mi se pare au fost 50 și după aceea 100 de euro. Și locuri de cazare în zonă sau pe o rază? E problema ta să-ți găsești. Deci locuri de stat sunt o grămadă, că Toscana acum numai din asta trăiește, adică în principal turism și multe vile vechi care sunt transformate în agroturismuri. Și nu e greu să găsești un loc de stat. Vreun moment așa care ți-a rămas în minte, eu știu, de la prima și de la a doua cursă acum? De la prima cursă care a fost cam nepregătit, cum a fost prima dată, am ajuns undeva după vreo 50 de kilometri de mers, eram foarte flămând, destul de epuizat și am ajuns la un loc de asta de realimentare și am mâncat un pic cam mult și imediat după aceea am pornit pe niște dealuri că eu n-am crezut că ce ne pune pe dealurile astea, că nu e posibil să te urci. Și plus digestia nu prea mai funcționa și a fost un moment greu acolo, chiar greu. Dar e voie să ai însoțitori? Cum, cu familia sau cu, eu știu, colegii de echipă, cum țineți legătura pe distanța asta? Ai voie de asistență. Asistență. Asistență, ai voie, dar în principal
ca eveniment de randonering, e o cursă neasistată, deci trebuie să te descurci singur, în general. Dacă chiar, să zicem, nu mai ai cauciucuri sau așa, atunci poți să fii asistat, dar în general nu-i ca la o cursă de asta de cursiere în care ai asistență, îți schimbă roata imediat, așa, nu. Adică sunt chiar și mecanici pe traseu, de-a lungul traseului, care te pot ajuta și așa, dar ideea principală e să te descurci singur. Partea de finish e cam în acea zonă unde se dă și startul? E aceeași, exact același punct, da. Dacă se face un circuit. Așa. Și anul ăsta, un alt moment, așa. V-am văzut pozele pe Facebook, cu bicicletele ridicate. Voi v-ați bucurat că ați ajuns stres? Nu, ești bucuros, atmosfera te face să fie așa mai... să fii vesel. Într-adevăr, e atmosferă specială, fiind atâția oameni care au ceva în comun, pasiunea asta pentru biciclete și, în principal, te simți bine. Așa că, mai ales în grup, când te duci, mai ales la coborâri, foarte bine când auzi mă vântul și clicăitul la bicicletă. Nu mai auzi și te duci zbori în jos. Aia e, cred că, unul dintre momentele cele mai frumoase. Mm-hmm. Urcarea are frumusețea ei. Are frumusețea. Coborârea cred că e și mai frumoasă ca aici acolo. După urcare. Exact. Dar după ce termin o coborâre, de aia dintr-o dată vezi alt deal care vine. Ți-ai propus pentru anii următori, eu știu, o altă bicicletă construiești? De data asta nu, că am nimerit-o pe bicicleta asta, n-am avut nicio problemă tehnică, mărimea ei, toate componentele s-au potrivit foarte bine, deci nu cred că anul viitor voi schimba dacă merg. Așa adunate piesele și cu cadru ziceai undeva din anii 60 e bicicletă? Da, așa, da. Cam din perioadă. Are vreun nume, vreo marcă? Bicicleta se cheamă Aberdeen în engleză. Păi o marcă destul de comun. Obscură, obscură. O calitate foarte bună, dar nu era un producător. Deci doar un meseriaș care avea un atelier. De obicei așa erau. Mai ales în Anglia foarte multe ateliere de mici meșteșugari care construiau cadre de bicicletă. Acum au rămas puține așa ceva, mai sunt prin Italia și în America acum. Dar, în general, sunt rare atelierele astea de să ne fac cadre de bicicletă. Înseamnă că e și o bicicletă valoroasă dacă în timp... E un pic rară, deci nu-i cunoscută marca. Dar calitatea ei, am avut multe cadre prin mână și am văzut multe. Calitatea lucrului și geometria foarte, foarte bună. Și colegii tăi cu ce s-au prezentat? Ei au avut un Bianchi, o marcă destul de comună, dar foarte bună, o marcă italiană, tot așa, cred că era din începutul anilor 80 sau sfârșitul anilor 70. Și celălalt prieten avea, nici mai știu ce marcă, era Toro, o bicicletă franțuzească. Problema lui a fost că rapoartele le erau foarte mari, deci era făcută mai mult pentru drum drept decât de urcări. Dar el a fost destul de capabil să urce și să coboare, deci a fost foarte... Tu faci ceva pregătire specială înainte să mergi în excursia asta mai... În general, da. Adică ideea e să ieși cât mai des, să te duci să încet de-a lungul anului să faci probele, adică să mergi tot mai mult, tot mai departe. Nu într-un ritm foarte rapid, doar trebuie să știi să-ți dozezi energia și să cobori mult. Anul ăsta nu prea am făcut asta și a fost parte din decizia de a merge la 70 de kilometri, nu la 135. Dar și partea cealaltă, că eram cu ceilalți doi români. Te tentează să mergi odată la proba cea mai mare? Da, dacă se potrivește, dacă mă simt în formă, da. E bine dacă știi ce te așteaptă, atunci abordezi un pic cumva. Poți studia terenul înainte să spune care este ruta? Da, este chiar și o zi sau două înainte, te poți duce pe traseu să vezi cum e, poți să faci o tură de recunoaștere, da?
sau te poți duce dacă poți înainte pe traseu, că e public, deci e cam la fel în fiecare an. Mai există în lume un astfel de concurs unde ai vrea să mergi legat tot de biciclete? Mai este un, adică nivelul performanței un pic mai ridicat. Mm. Tot o fac pe dragul mersului pe bicicletă, dar e 1600 de kilometri. Deci nu e chiar așa ușor. Deci se merge din Paris până în Brest și mi se pare și înapoi. Deci e lung. Și se merge, se poate merge și în timpul nopții. De obicei oamenii preferă să meargă și noaptea, nu numai ziua. Se culcă. Deci aia cât o fi? Cap-coadă? Depinde de cum poți. Unii pot să se ducă într-o zi jumate. Alții două zile jumate. Depinde de fiecare cum poate. La tine cum ar fi? Nu știu, n-am idee, că nici nu mi-a pus încă problema de-a mea. Acolo necesită aproba, necesită o pregătire mult, mult mai intensă și mai din timp. Și alt gen de bicicletă? De obicei foarte similare. Ideea e că ai acolo, de obicei ai și aripi, ai dinam, că ai nevoie de lumină să poți să mergi și nu te poți baza pe baterii, că trebuie să le încarci și n-ai timp să le încarci. Deci ai nevoie din dinam, arip, că va ploua, va neapărat frumos tot timpul și dacă mergi așa de mult, nu reziști. Deci trebuie să fii mai pregătit acolo. În România, unde ți-ar plăcea să mergi cu bicicleta? Păi, unde nu sunt mașini. Cam sunt prost la capitolul ăsta cu bicicleta. Da, din păcate, nu, că sunt și în jurul meu, de așa locuri multe care e în regulă. Nu. Acum, dacă trece câte o mașină pe lângă tine, nu-i problemă și de obicei, cu cât sunt mai puțin de încoadă pe aia, șoferii sunt mai respectuoși. Sunt multe locuri, de exemplu, urcarea către Păltiniș nu e ușoară deloc. Și acolo spante mi se pare de peste 15%, deci destul de ridicate, plus dacă prinzi ceva vânt de lateral, e chiar aventuros. Deci sunt locuri. De obicei chei sau când treci peste munți acolo. Transfăgărășanu cu bicicleta? Transfăgărășanu ar fi după ce se închide sezonul pentru mașini. Deci atunci l-aș face. Atunci nu mai te bate nimeni la cap, o să te urci liniștit terenul tău. Îți mulțumesc pentru timp. Cu plăcere. Erou de la Leroica, da. Românul. Crezi că o să fie mai mult, acum la încă o întrebare, o să fie mai mulți români pe parcurs acum dacă... Nu știu. S-ar putea dacă vin din București mai mulți, că prietenii ăștia doi au cunoștințe mai multe, deci s-ar putea să... Poate cu ocazia asta, poate mai conving pe cineva. Trebuie să ți se potrivească tipul ăsta de eveniment, nu. Dar adevărul că trebuie să și încerci să vezi cum e. Tu de profesie ce ești? Ca să facem așa o paralelă între, bun, biciclistul de la Leroica și programator, da. Stau destul la birou, trebuie să mă și mișc. Da, măcar o dată pe an, nu? Ba, nu, că mă mișc. Așa, măcar o dată pe an pe dealurile din Toscana. Da, așa, da. Încă o dată mulțumiri și să ne mai vedem sănătoși. Da.